Din păcate, foarte nemulțumit de prima repriză, tot ce am gândit, ce am lucrat, ce am vrut să facem, analizându-i foarte bine, că cred că ați văzut și dumneavoastră și ei ne-au analizat pe noi foarte bine și au schimbat puțin în mijloc poziționarea mijlocașilor plus cei doi atacanți care practic erau trei, dar erau doi la un moment dat, veneau și Omrani și Țucudean. Ne-au surprins cu pressing-ul agresiv în jumătatea noastră, pe construcția noastră și pe circulație. Le-am spus acest lucru, le-am arătat-o de multe ori. Din păcate, am făcut greșeli, o repriză mai puțin reușită. Am jucat cu mulți decari pentru a avea combinații mult mai multe, să combinăm în atac. Din păcate n-au jucat bine în prima repriză, nici mingii n-au venit cum trebuie. După aceea, la pauză, lucru care la fel lucrasem, am avut dubii să încep cu ei prima oară sau să merg repriza a doua. Am fost influențat de randamentul echipei care în ultimele meciuri am jucat bine prima repriză, a doua repriză mai mult pe contraatac. Și atunci decizia am luat-o să încep prima repriză cu cei combinativi și a doua repriză cu jucători mai puternici, care puteam să jucăm și noi mai direct, care încă nu erau pregătiți foarte bine, atât Gabra cât și Văduț, încă nu sunt la capacitate maximă. Mai mult de 45 de minute, 30 de minute, 45 de minute nu o pot duce la nivel foarte ridicat. Și atunci cam așa am pregătit. Din păcate, CFR-ul a arătat că o echipă puternică, ce văzusem și la analiză, din toate punctele de vedere, și cu un antrenor care are experiență, care pregătește bine meciurile, a făcut-o. Felicitări, îl felicit pe această cale și cred că ei și Steaua se vor bate pentru a cineva câștiga campionatul. Da, noi avem multe de învățat, am luat deciziile care sunt și băieții ăștia tineri care au multe să învețe. Cred că și ei le-am spus celor cu experiență să aibă mai multă personalitate în teren, cei care au cât de cât experiență, pentru că trebuie să faci la asemenea meciuri care sunt meciuri tari, trebuie să ai multe, iar ceilalți tineri să se pregătească mult mai bine, să fie mult mai atenți, pentru că cred eu că ritmul și intensitatea meciului a fost de un nivel foarte ridicat. Și atunci le-am zis că trebuie să ne dea de gândit lor, nu mie, că eu l-am cunoscut, și o să încercăm să facem ca lucrurile, sau ei trebuie să încerce să se antreneze și să facă lucruri mult mai bune, mai repede, mai bine făcute, pentru că acesta e un nivel, cât de cât un nivel de european. Și dovadă că ei ne-au bătut, pentru că sunt mai buni ca noi și au câștigat. Nu pot să judec eu toate egal. Nu. Ei, v-am zis, meciul are prima repriză unde ne-au surprins, unde am vorbit, i-am zis lui Băluț să nu pasa în centru, a vrut să treacă două linii, să ajungă de pe prima linie pe a treia, verticalizare pe centru, unde ei au făcut presiune, ne-au luat mingea și ne-a surprins. Deci, e greșeală. Spunând că noi trebuie să facem, am plănuit să facem altfel lucrurile. După aceea a venit și golul 2 pe greșeală mare, gravă, a celor doi fundași centrali, în care nu știu cum a rămas Deac liber, n-au existat nici marcaj, nici dublaj, pe zonă centrală, apărare avansată, am vorbit, dar asta e. Greșeli importante cu jucători foarte buni, cu o echipă foarte bună. Da? Asta e, mergem înainte. Ianis este tonul echipei la început, pentru că toți atacanții la început n-am venit în prima repriză, nu veneau mingii cum trebuie, dacă veneau izolat undeva cu ei patru lângă el, aveau și marcaj foarte bun, foarte agresiv și dublaj. După aceea, când noi am făcut ce trebuie repriza a doua, am început cât de cât ca mijlocașii noștri să paseze, să susțină circulația mingii așa cum trebuie, să mute jocul dintr-o parte în alta, să ajungem să-i plimbăm, au început să vină și anumite faze. Dacă nu faci asta, n-ai cum. Ce să joci direct, numai direct cu CFR-ul, au jucătorii dau cu capul
sunt mari, vin pe tine, știu să o fac, jucători care de 30 de ani, cu experiență, cu 10-12 ani de competiție, meciuri tari, are un lot foarte bun. A folosit, ați văzut că a băgat o echipă cu jucători de mare experiență și s-a văzut. Eu cred că arbitru a făcut un meci foarte bun, toată brigada. Am văzut că și ei se agitau și noi ne agitam, așa e la fotbal. La sfârșit eu zic că nu trebuie să comentez eu lucrul ăsta, o chestie de un minut, de două. Noi trebuia să jucăm cele 93 de minute mai bine ca CFR-ul. Așa că cred că vorbim prea mult despre arbitraj, prea mult ne ducem în... Chiar dacă știm că e și el important în meci, toată brigada, toți sunt importanți și... contribuie mult la desfășurarea meciului așa cum trebuie, dar nu cred eu că astăzi putem să ne ducem, cel puțin eu, din punctul meu de vedere, să mă leg de un lucru care nu are nicio legătură cu cariera mea de antrenor și cu mentalitatea mea, nu. Nu, trebuia să jucăm 93 de minute cât a ținut arbitru mai bine ca ei, cum am făcut un tur, unde am jucat foarte bine și am făcut față. Din păcate, astăzi am fost surprins. Da. La fiecare zi îmi puneți aceeași întrebare. De apropie și de-aia. Eu ce aștept de la fotbal românesc, la cei care o să ne conducă și de la toată lumea, v-am zis, pentru mine mă scol, mă curt, mă scol cu singură dorință. Ca să muncim cu toții, să facem o generație mai bună ca noastră. Restul nu există alt proiect. Deci, domnilor, resuscitarea fotbalului românesc. Și el se face prin obiective de performanță. Toate loturile naționale trebuie să aibă obiective de performanță. Adică a te califica. Nu mai există vorba aceea, cum am spus înainte de meci, a forma jucători. Hai să terminăm cu gluma asta. Asta e o glumă. Ei nu formează jucători loturile naționale. Jucătorii formează echipele de cluburi. Echipele de club formează jucători. Deci, domnilor, încă o dată. Mai întrebați-ne și pe noi, cluburile, divizia A, divizia B, divizia C, cum sunt academiile acestea? Cum, de unde faceți voi bugetul? Cum îl faceți? Ne sprijină și pe noi cineva. Dom'le, zero finanțare. Domnilor, zero. Costurile au crescut de nu mai știu. Nu-i problemă la mine. Dar eu trebuie, am o voce și trebuie să o zic. Pentru că trebuie să ne organizăm foarte bine. Competițiile, foarte bine. Și după aceea, bineînțeles, divizia A, divizia B, divizia C, să formăm mulți jucători, foarte mulți, prin academii, să promovăm, să facem și să dăm la loturile naționale. Ei să selecteze. Care sunt acolo au responsabilitatea să selecteze și să răspundă de rezultate. Ei răspund de rezultate. Rezultatele și obiectivele fiind, pentru mine, calificări. A te califica, nu te califici? Scuze-mă, dar ce faci? Dispărem. Domnilor, dispărem. Și așa suntem departe. Când îmi spuneți din 98 mondiale, aoleu, mă sperie. Orice proiect, pe termen lung, dar imediat trebuie să înceapă rezultatele, performanță. Altfel, dificil. Altfel o să mergem mai în spate, mai în spate, vin alții, ne depășesc, o să ajungem atât de jos încât că... Și ar fi păcat ca obiectivul, cum o văd eu, resuscitării fotbalului românesc, să fie unul singur, de a crea o nouă generație mai bună ca noastră. Cu performanțe. Dacă nu se poate, cine zice nu se poate, să plece acasă. Cine crede în lucrul ăsta, eu așa aș face. Cine crede, domne, hai să ne așezăm să discutăm despre lucruri serioase, nu despre arbitru a ținut un minut, n-a ținut un minut, de ce a pierdut meciul ăsta, deci nu contează că viața e făcută din victorii, înfrângeri. Problema e, ne mai batem cu cei de afară? Eu cel puțin nu mai suport. Vreau să-i batem. Nu-s mai bun ca noi. Dar, mă repet, organizare. Resuscitarea fotbalului românesc. Gândiți-vă serios. Toată lumea, cei care sunt, că am auzit, vedeți cum spuneți, înscrieți în ziar despre AJF-uri, despre cei, fiecare, domnilor, divizia A, divizia B, divizia C, organizate ca lumea. Centrele de copii și juniori, cum era pe timpul nostru când am fost crescuți. Trebuie să avem centre, trebuie să investim în infrastructură, trebuie să organizăm competiții la nivelul cel mai serios.
Nu jucători să fie convocați sâmbăta, când iau școală, au campionat duminică. Nu să facem campionat când trebuie să facem, cât fac eu de aici până la, unde, la Botoșan? Vreo 3 ore, vreo 3 zile. Cât mă costă eu pe mine sau pe ei? Numai drumul. Păi vinerea nu e școală. Și după aia spuneți că copiii trebuie să meargă și la școală. Păi sâmbătă joacă la 11. Spuneți-mi cum ajung ei la Botoșani. Sau la Iași. Nimeni nu spune. Și tot trebuie să o spună, dar până la urmă îmi iau inima în dinți. O zic, chit că o să primesc nu știu ce negativ, o să vină unii să mă facă nu știu cum, dar nu se mai poate. Domnilor, copilul trebuie să meargă la școală. Copilul trebuie să vedem cum facem campionate pe zone bine făcute, unde trebuie să fie, să fie clar în zone cine sunt cele mai bune academii campionate. De acolo faci turnee, finale. Nu că am făcut juniorii A, 19 ani, grupă de elită. Ce grupă de elită când ăla face 3 zile pe drum? În ce grupă? Mai joacă la fotbal? Ăla trebuie să stea și la școală. Nu trebuie să se antreneze. Pentru că la noi, la metodică, de joi nu mai există antrenamente. Sau de miercuri. Pentru că trebuie să facă deplasarea. La școală nu se mai duce. Cine îl scutește? După aia spuneți, nu iau bacul. Păi cum să-l ia? Păi cum să-l ia? Sunt convocări, le-am zis la e-mail, au vorbit, sper că au reglat-o. Sper că au reglat-o, că am zis-o directorului și directorului sportiv, la amândoi le-am zis, duceți-vă la federație și spuneți. Nu pot să primesc convocări sâmbătă când eu am etapă duminică. Sâmbătă. Nu pot să-mi plece un jucător, că nu stăm să glumim. Eu vreau să fiu campion, ăla vrea să fie, vrem să fim serioși. Campionatul trebuie respectat, în primul rând de cei care organizează, trebuie respectat. Nu trebuie tratat, să nu zic nimic, nu trebuie tratat puncte. Trebuie tratat serios. Pentru că e campionat de U19, de U17, fiecare își dorește lucrul ăsta. Jucătorii cât sunt tineri trebuie să se antreneze mult. El numai prin antrenament devine mai bun. Testul e un meci. Iar eu nu cred că la U19, U17, nu știu care, noi trebuie să avem un campionat direct de la început, ca al meu să meargă 3 zile cu autocarul. Al meu care cât de cât are condiții. Care cât de cât, dar ceilalți? Știți cât costă deplasarea? V-ați întrebat unii cât ne costă un campionat de U19 la juniori? Vreți să vă scot și eu cred că între 50 și 100 de mii de euro. Păi de unde scoatem banii ăștia? Că nu primim nimic, nicio finanțare, nicio grijă. Și noi spunem, creșteți domne jucător, creșteți jucător. Păi stai domne, la mine zic că, hai, că eu mai mă descurc, dar ceilalți? Și noi suntem formatori. Deci loturile naționale, pentru oricine, să nu se supere, și chiar dacă se supere să fie sănătos. Eu zice Hagi. Da? Noi suntem formatori de jucători, cluburile, noi suntem pilonii cei mai importanți ai federației, fără noi e greu. Cred că n-au ce să mai facă. Și trebuie să ne întrebe și pe noi, să știe care sunt în realitate problemele fotbalului românesc. De aceea am spus că trebuie resuscitare. Momentul zero pentru mine ăsta. E un moment zero. Ascultați-mă ce vă zic. O zic și eu. Dar o zic chiar apăsat și ne mai vedem peste niște ani. Depinde foarte. E important ce faci. Ce drum luăm? Ori drumul performanței sportive, tehnice, că văd că vorbim mai mult de bani. Cum se cheltuie banii? Păi, să cheltui banii României, ce ușor e. Banii României, să folosești brandul României, ce ușor e. Dar performanțe? Eu nu văd la televizor că lumea vorbește de performanțe. Câte calificări avem? Câte am făcut? Câte calificări la U19, la U17? Performanțe. Păi dacă nu sunt, fotbalul nostru e bine. Și la televizor vor numai numere, cifre, bani. Domnilor, dar ce? Când ai brandul României, păi să fac un buget în 3 secunde. Că e România la mijloc, nu? Cum să nu vină sponsorii? Cum să nu vină... Doamne, nu e important bugetul ăla. Important cum organizăm. Tehnic, școala de antrenori. Ce avem o idee unitară despre concept tehnic, se cheamă. Eu tot timpul spun despre el. Nimeni nu pomenește nimic. Se cheamă o idee unitară despre fotbal. O școală de antrenori.
în care, în același concept, cine o conduce, cum o face, ce facem? Domnilor, sunt probleme, nu vreau să intru în ele, că dacă mă dau drumul la gură, știți cum, câte sunt. Dar cred că vorbesc chiar singur. Și, dar trebuie să termin, că mă așteaptă nevastă mea. Ultima întrebare. Cam asta e. Deci sper să fie bine, să facem o generație mai bună ca noastră. Cel puțin eu trăiesc cu ideea asta. Altfel, m-aș lăsa, m-aș duce în concediu. M-au întrebat și la înainte când am fost. Imagine frumoasă, lucruri frumoase, înainte de meci, până a început meciul. După aceea, mai puțin plăcut, cu toate că tot ce era înăuntru, tot ce erau și jucători cu mare carieră, cu carieră importantă, nume importante, cu un meci pe un stadion extraordinar de frumos, cu lume aproape venind și bucurându-se, dovadă că fotbalul în România e iubit. De ce nu mai sunt? Oamenii, de ce nu mai au plăcere să vină la stadion? Iar o mare întrebare, care e greu să găsesc răspuns, dar dovadă, uitați că lumea vine și după aceea lucrurile mai puțin bune, care mie nu-mi plac și îmi place să vin la un meci, la un spectacol, să sufăr, să-mi pară rău pentru echipa mea, să țin cu ea, să fiu până suporter adevărat, până, dar restul celelalte nu sunt bune. Când trecem în partea de lucruri care nu sunt bune, n-are rost să vorbim. Restul, felicitări celor care au venit la stadion. Totdeauna când văd public și oameni la stadion, eu mă încânt, pentru că noi pentru ei muncim. Vrem să-i facem să vină, să facem bine, să jucăm bine fotbal, să-l facem ca lumea, să-i facem fericiți. Ei să se bucure de fotbal. Ieșiți, domnilor, din casă. Nu mai stați acasă, că probabil viața e mai frumoasă, oxigenul e afară. Veniți, bucurați-vă de sport, dacă mai putem. În alte țări fac lucrul ăsta, stadioanele sunt pline, se organizează și la noi mai puține echipe, mai puțini jucători, mai puțin din aia, mai puțin, o dăm pe mai puțin. Noi suntem la reducere acum. Mă rog, seară bună, numai bine, mulțumesc. Da. Felicitări, Adi, e o meserie, nu e ușoară, eu te sprijin, eu sunt cu gânduri bune, nu cum am pățit eu, că pe mine la început m-au luat, dar bine că te-ai apucat, dacă îți place, ține-te de ea și succes.